Niciun gând străin să nu se strecoare, ci dincolo de orice, prin acest cuvânt să ne deschide Dumnezeu ochii și să vedem lumina. Așa să ne ajute El, așa să ne ajute, Tată, te rugăm, și prin Domnul Iisus Hristos cerem binecuvântarea Ta asupra acestui cuvânt și asupra sufletelor noastre confruntate cu adevărul acesta și chemate de Tine, Doamne, la o viață mai aproape de Dumnezeu. Iubiții mei, partea a treia a miniseriei noastre, intitulată Portret în cărbune, are în centru persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Subiectul nu este înnegrirea sau că înnegrirea țării sau înnegrirea chipului lui Dumnezeu, cum am învățat în prezentarea precedentă. Subiectul este însuși Domnul, de această dată Domnul nostru Iisus Hristos. Era de așteptat că acela care s-a împotrivit lui Dumnezeu și a luptat împotriva lui Dumnezeu prin înnegrirea chipului său în inimile celor care au ascultat, era de așteptat că el va folosi aceeași armă împotriva Domnului nostru Iisus Hristos. Sau, cum vom vedea în prezentarea următoare, va folosi aceeași armă și în viața noastră. Nu există în arsenalul diavolului o armă mai eficientă decât înnegrirea aceasta, prezentarea în negru, portretul în cărbune al adevărului. Bunica noastră de la Malul cu Flori, când vorbea despre diavol, îi spunea întunecatul, mamă, întunecatul, și spunea lucrul acesta cu o totală respingere, cu sufletul ei curat și iubitor de Dumnezeu. Nu putea să suporte nici măcar pomenirea numelui, dar folosea acest termen, întunecatul, mamă, a înșelat pe omul ăsta și l-a dus acolo sau într-o astfel de situație. El nu este doar întunecatul, el este întunecătorul. El întunecă, el înnegrește chipul adevărului așa cum este el în Hristos Iisus. Dacă vom urmări Evangheliile, vom observa că la fiecare pas, iadul întreg a pus eforturi mari să predea chipul Domnului nostru Iisus Hristos întunecat și înnegrit, să-l ofere lumii spre cumpărare. Așa că, începând de la nașterea și până la răstignirea lui și continuând cu memoria lui sau cu prezența lui în lumea aceasta, sunt la lucru forțe teribile pentru a întuneca chipul lui. Folosind această metodă, diavolul creează în inima și în mintea oamenilor un fel de adversitate, dușmănie, vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Vrăjmășia împotriva lui Dumnezeu nu este ceva de la sine, înțeles, sau care vine de la sine, ci este alimentată tocmai prin înnegrirea chipului lui Dumnezeu, al prezenta pe Dumnezeu crud, al prezenta pe Dumnezeu nedrept în lucrul lui, al prezenta pe Dumnezeu indiferent, al prezenta pe Dumnezeu cu însușirile diavolului, este arma cea mai eficientă azi în lume. În jurul ei se dă, în jurul acestei noțiuni a adevărului despre Dumnezeu, în jurul acestui nume este marea luptă în desfășurare. Aceasta este cea mai mare luptă care a fost dusă vreodată de către ființa umană sau în universul lui Dumnezeu. Așadar, cu aceeași armă a atacat el venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu privire la nașterea lui, el a spus, este un act de curvie. Până în ziua de astăzi sunt preoți ai acestui cuvânt demonic. Ei stau în spatele amvoanelor sau stau sub haină preoțească sau sub haină pastorală și continuă să profereze în lume această expresie a celui întunecat, această întunecată expresie a adevărului despre Hristos Iisus. Adevărul cuvintelor îngerului Gabriel, Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste tine și Sfântul care se va naște este Fiul Celui Preanalt, adevărul acesta nu are puterea asupra acestor oameni. Ei au adevărul lor propriu și
pentru cei mai mulți, mă rog, în sufletul meu, să, cel puțin să nu știe ce fac. Așa cum spune în Biblie, ei nu știu că fac rău cu aceasta. Dar sunt în slujba acestui lucru. Și diavolul a aruncat această întunecare asupra nașterii lui Iisus, nu fără un plan. În momentul în care acest lucru este întunecat în sufletul nostru, nimic nu mai are sens dincolo de aceasta. El știe cât de însemnat este să câștige lupta aceasta a minții și a sufletului cu imaginea aceasta întunecată asupra nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Al doilea lucru important este faptul că oamenii au fost confruntați cu minuni constrângătoare. Te constrânge rațiunea, sufletul, cum am văzut într-o carte pe care o am în studiu chiar acum, se numește There is a God, declarația marelui profesor Anthony Flew, care a fost un campion al ateismului radical în lume și care a primit credința în Dumnezeu. Și lucrul acesta este o experiență atât de asemănătoare, chiar dacă e diferită ea de la om la om, dar este așa de asemănătoare călătoria aceasta de la întuneric la lumină. Și când au fost confruntați cu acest fel de minuni, cum a fost confruntat omul acesta cu marea întrebare, a știut universul că venim, de s-a pregătit cu fine tuning acesta, a știut universul că venim, de a crea condiții pentru viață pe pământul nostru, i-a pus atmosfera aceasta subțire, căldură, temperatură, compoziție chimică, uluitoare lucruri descoperite în generația noastră. Mă bucur că am fost viu să pot să aud așa ceva și să învăț așa ceva în generația aceasta. Confruntat cu adevărul, un om cedează. El a avut, acest savant a avut în permanență legea aceasta în viață, voi merge oriunde mă conduce adevărul, chiar dacă el va finaliza prin a mă desfința pe mine, voi urma adevărul, oriunde va merge el. Și adevărul a condus la credința în Dumnezeu. Iubiții mei, în momentul când au văzut aceste minuni incontestabile și ei spuneau treaba aceasta, preoții, e clar că este o minune vădită aceasta, nu se poate contrazice, atunci au primit portretul acesta, au aruncat întuneric peste portretul lui Iisus, l-au înnegrit ca nu cumva să creadă oamenii în el și au spus, ia, e minune într-adevăr, dar e făcută cu Domnul Dracilor. Asta este problema. Nu m-aș fi gândit vreodată că aceste cuvinte ale Evangheliei pot să devină o realitate. Am fost confruntat de două ori cu această întrebare legat de numărul de oameni care veneau seară de seară la întâlnirile Evangheliei, cu Evanghelia. Și m-a confruntat unul dintre lideri și mi-a spus cu ce putere se întâmplă așa ceva. Și al doilea lucru, când a luat inițiativa cineva să facă o lucrare de proporții, i s-a spus că nu e cazul să susțină această lucrare pentru că este făcută cu diavolul. Și persoana s-a descurajat și suntem mari prieteni și astăzi, dar suferim pentru ratarea acestei mari ocazii, care n-a fost legată de oamenii aceștia care stăteau pe scaune înalte, dar au spus cuvântul acesta. Nu, a fost legată de faptul că am cumpărat așa ceva de la ei. Diavolul a avut această lucrare și o are în continuare. A aruncat această umbră asupra lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. Și unii dintre oameni au spus, păi acestea sunt lucrări de îndrăcit, așa arată un om îndrăcit, făcând lucrări de felul acesta. Și cu toate acestea, cei mai mulți dintre oameni au sucumbat atacului acestuia al înnegririi chipului Domnului nostru Iisus Hristos. Este un înșelător, înșeală oamenii. Aveți vreo dovadă, e ceva specific, puteți să demonstrați? Nu e nevoie, doar atât de primit, fără nicio demonstrație, fără niciun argument. Acesta este cuvântul pe care l-au aruncat ei în lume. Duce norodul în rătăcire. Și cuvintele acestea n-au avut niciodată suport. Nu pot să înțeleg cum demonizatul acela
din care a ieșit o legiune de demoni, a fost dus în rătăcire de Iisus prin faptul că a fost eliberat și este sănătos, la minte și îmbrăcat. Nu pot să înțeleg dacă Iisus duce într-adevăr norodul în rătăcire. Au mers mai departe și au spus, au creat un scenariu. Fiți atenți, mergem la nenorocire. Dacă pierde tot norodul și mai bine să-l omorâm pe el decât să piară tot norodul. Au pus lucrurile acestea în tensiune. Nu, norodul nu urma să piară prin Iisus, ci să fie salvat. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, protecția și adunarea lor la un loc. Nu, piere tot norodul, au zis ei mai departe. Ați auzit că el o să dărâme templu. Ați auzit lucrul acesta? A spus, în 3 zile totul va fi dărâmat. L-ați întrebat pe el personal, v-a spus el așa ceva? E cineva care a venit la Iisus în persoană să întrebe, ai de gând să dărâm templul în 3 zile sau ceva? Nu, nu există aceasta. Este doar vorba aceasta aruncată în aer fără niciun fel de suport și te uluiești. Pentru că atunci când mergem în magazin, ne uităm totuși pe etichetă, vedem ce conține, cât costă și așa mai departe. Nu e nimeni așa să arunce în traistă niște lucruri. Cum e posibil ca o ființă umană să cumpere așa ceva? Dar aceasta este arma demonică a întunecătorului, a aceluia, fie că e om sau diavol, sau diavolul printr-un om, care întunecă adevărul, așa cum este el în Hristos, despre o persoană, despre o învățătură, despre biserică, despre lucruri care se petrec în lumea noastră, aruncă această întunecare, această umbrire, această cărbunare a adevărului și omul ajunge să vadă nu prin ochii diavolului, ci prin ochelarii lui și ajunge să fie întunecat în adâncul sufletului lui. Sunt multe alte lucruri care se pot adăuga aici, chiar vă rog și las deschis înaintea voastră să explorăm împreună din câte direcții a putut să atace întunecarea aceasta a diavolului, portretul în cărbune al Domnului nostru Iisus Hristos. Întrebarea ar fi, care este ieșirea din mijlocul, dintr-o astfel de situație. Și mergem împreună în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și începem să citim despre acest dialog dumnezeiesc între Tatăl și Fiul, între Fiul și Tatăl, între Tatăl și Fiul și noi, care suntem chemați să fim una în vederile noastre despre Dumnezeu. Să fim liberi de acest portret întunecat pe care șarpele l-a prezentat sau uneltele șarpelui în lumea aceasta cu privire la lumina care vine de la Dumnezeu. 2 Corinteni 4:3. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Iubiții mei, nu este nimic mai clar decât faptul că Iisus a venit pe pământul acesta să ne spună adevărul despre Dumnezeu. Propriile lui cuvinte, Ioan capitolul 17. Tată, am spus oamenilor adevărul despre tine. Le-am dat adevărul, lumea i-a urât din motivul acesta. Adevărul despre tine. Pentru aceasta am venit, am trăit, pentru aceasta mi-am dăruit viața, ca omenirea să aibă acces la adevărul despre tine. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl și în deosebi în această culme a tuturor culmilor care este Golgota, acolo unde Dumnezeu a arătat că atât de mult a iubit lumea. E doctrina cea mai grea aceasta a iubirii lui Dumnezeu pentru lume, din cauza că răul este atribuit lui Dumnezeu. Chiar am avut sunt în dialog permanent cu cineva care mi-a scris de curând, zice, pentru prima dată am înțeles, a venit lumina în suflet, mi-am dat seama. Și am spus, nu asocia pe Dumnezeu cu moartea, moartea nu este plata lui Dumnezeu, ci e plata păcatului. Nu asocia pe Dumnezeu cu răul, ci citește cuvintele lui Iisus, un vrăjmaș a semănat neghina aceasta. Nu asocia pe Dumnezeu. În clipa când a disociat pe Dumnezeu de aceste lucruri, asta a prins lumina. De aceea a venit Iisus aici. Și prețul pe care el l-a plătit pentru lucrul acesta. Nu are rost să discutăm despre el, nici nu înțelegem deocamdată. Ne trebuie o minte nemuritoare ca să înțelegem
ce a însemnat lucrul acesta pentru noi. Așadar, dacă refuzăm lumina aceasta a Evangheliei și adevărul cum este în Iisus, ne angajăm pe calea pieirii. Nu există alternativă, nu există zonă gri. Mergem mai departe. Oamenii aceștia care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia cu privire la adevărul despre Dumnezeu. Este o minte orbită. Și de ce? Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos e atâta discuție pe seama aceasta și așa de simplu. Evanghelia lui este vestea bună despre Tatăl. De aceea a venit el aici să ne spună: Tatăl însuși vă iubește, Tatăl vă dă cu plăcere împărăția, Tatăl primește pe fiul risipitor înapoi, îl îmbrățișează, îl restaurează. Acesta este lumina Evangheliei lui. Acum, diavolul a orbit mintea omului care cumpără altceva sau primește în viață sau intră în dialog cu șarpele cu ochelari. Intră în dialogul acesta cu privire la adevărul despre Dumnezeu ca să nu vadă, spune Scriptura, a orbit mintea. Noi ne gândim la orbirea ochilor, dar e mult mai groaznic orbirea minții. Sunt oameni care au ochii orbi sau sunt nevăzători, dar mintea e plină de lumină, te copleșesc. Dar sunt oameni care văd bine, dar au mintea orbită. E groaznic în momentul în care mintea este orbită, bâșbuie, vede ce nu este, crede ce nu este, trăiește într-o continuă frică de minte oarbă. A orbit-o, a căror minte necredincioasă. Asta este cauza. Necredința, nu l-ai crezut pe Dumnezeu, pe cuvânt, în aceeași clipă crezi șarpele, prin ce vede el prin ochelarii lui, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei Domnului nostru Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Acesta e adevărul despre Dumnezeu, ceea ce vedem în Domnul Hristos. De aceea, noi citim chiar Scriptura prin lumina Domnului nostru Iisus Hristos. Citim profeții prin lumina Domnului Hristos. Citim istoria lumii prin lumina Lui. Citim natura prin lumina Lui. Citim gândirea, simțirea, trăirea omului prin lumina Lui. Aceasta este. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, dacă omul acela primește lumina. Dar Ioan 1 spune că unii n-au vrut pentru că aveau altă agendă din motivul acesta, ca să nu vadă strălucind lumina. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos, pe care a cărbunat-o diavolul. Prin cunoștința aceasta, prin iluminare. Lucrul ăsta nu se poate obține în școală. Am fost și eu în școli teologice, nimeni nu pleacă de acolo iluminat. Ba, dimpotrivă, sunt statistici care arată că o mare majoritate a celor care merg în școli teologice sfârșesc prin a pierde credința în Dumnezeu, fiindcă școala nu poate ilumina pe nimeni, ci doar ceea ce scrie aici în versetul 6. Dumnezeu a zis, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Și acum efectul este că și noi facem prin viața noastră să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu, adevărul despre Dumnezeu, pe chipul lui Iisus Hristos pe care l-a negrit diavolul. Este nu de ieri, nici de alaltări, este de la început lucrul acesta. Aceasta e originea păcatului, chipul lui Dumnezeu, felul cum a fost prezentat îngerilor de către cel decăzut, de către cel care și-a întunecat sufletul. Biblia spune, ți-ai stricat înțelepciunea. Nu ți-a fost stricat înțelepciunea, nu. Ți-ai stricat înțelepciunea cu ceea ce ai ales. Este un act de absolut deliberată voință. Apoi, îngeri au fost întunecați și împreună nu și-au mai găsit locul în lumină, adică în ceruri. Acolo a început lucrul acesta. El este pe pământ prin faptul că omul, la rândul lui, a cumpărat imaginea întunecată a lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost descrisă în Genesa, și continuă această lucrare prin întunecarea
chipului Domnului nostru Iisus Hristos și, după cum vom urmări în prezentarea viitoare, a întunecarea oamenilor care slujesc pe Dumnezeu, a slujitorilor lui Dumnezeu. Aceasta e tema. Încheierea acestei lupte sau culmea acestei lupte a înnegririi chipului lui Dumnezeu sau adevărului despre Dumnezeu ne e predată în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și de aici începem de la versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Chiar îl ascultam pe domnul Andrei Pleșu, arătând o listă lungă de oameni mari în istorie, în urmă cu 2000 de ani, 3000 de ani au început și au arătat care ar fi semnele sfârșitului, cum se sfârșește lumea. Unii dintre ei au făcut o ieronimă, compus o listă de 15 argumente și alții în istorie la fel. Și Pavel spune, nu vă lăsați clătinați de așa ceva. Și în vremea noastră, tot felul de licuriși din ăștia întunecați, uite, asta e sfârșitul lumii, vine acum, se întâmplă așa, așa, sunt oameni care trăiesc în întunericul acesta și în întuneric te aștepți la orice, când ești orb, umbli cu mâinile așa că ți-e frică, bâșbui, să nu te lovești de ceva, să nu, ești, trăiești în această spaimă și acest lucru se întâmplă. Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și nu vă tulburați de vreun duh. E un duh de... nici de vreo vorbă venind de la noi, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi. Nu. Nu vă lăsați tulburați. Uite semnul. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. De credință în ce? În adevărul pe care l-a spus Iisus cu privire la Tatăl. Acesta este. Când pleacă cineva dintr-o denominațiune, se spune că s-a lăsat de credință sau dacă se duce într-o alta sau într-o biserică sau istorică. Sau... Nu despre asta este vorba. E vorba despre căderea de la credința în adevărul despre Dumnezeu pe care l-a mărturisit Iisus. Fiecare om are în sufletul lui conștiința și libertatea de a merge acolo unde îl conduce adevărul. Deci, și urmărind evidența aceasta până la capăt. Chiar dacă adevărul mă conduce împotriva părerilor mele pe care le-am avut până acum și trebuie să mă lepăd de ele. Când eram copil, da, am făcut lucrurile acestea, dar am lepădat ce era copilăresc. Asta înseamnă progresia adevărului, asta înseamnă adevăr prezent, asta înseamnă creșterea luminii noastre. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Pentru că aceasta nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credința în adevărul despre Dumnezeu pe care l-a prezentat Iisus și scrie mai departe de descoperirea omului fără de legii, adică a opusului adevărului despre Dumnezeu, descoperirea aceasta. De obicei el luptă și lucrează sub acoperire. Acum urmează să aibă loc descoperirea. Domnul smulge masca de pe chipul omului fără de legii care se dă omului Dumnezeu. Îi va smulge de pe față. Și despre o clasă de oameni care se dau drept slujitori ai neprihănirii. Dar nu e de mirare, spune Pavel, că Satana se prezintă ca un înger de lumină și slujitorii lui ca slujitori ai neprihănirii sub masca aceasta. Dar acum, scrie Biblia, va fi descoperit lucrul acesta. Descoperirea omului fără de legi, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de sau împotriva a tot ce înseamnă Dumnezeu. Și pictează pe Dumnezeu cu acest chip întunecat, cărbunat, în așa fel încât a stârnit ura și indignarea teribilă a milioane și miliarde de oameni în istorie, când Dumnezeu a fost prezentat în acest fel încărbunat sau întunecat. Așa că acesta, adică e vorba de contrariul lui Dumnezeu, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Când Domnul nostru Iisus Hristos a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, eu și Tatăl una suntem, răul acesta al neadevărului despre Dumnezeu preia aceeași poziție și zice, eu sunt Dumnezeu, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Dumnezeu. Și el este chiar opusul a adevărului pe care l-a adus Mântuitorul între noi.
taina fără de lege a început să lucreze, trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drum și atunci se va arăta, va fi descoperit. El nu s-ar fi arătat niciodată, ar fi lucrat sub acoperire tot timpul. Dar se întâmplă ceva că nu mai ești sub acoperire și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Ce este suflarea gurii lui? Este ceea ce a vorbit el despre Tatăl. Luați Duh Sfânt. Duh Sfânt înseamnă un adevăr despre Dumnezeu care nu e poluat de aceste tradiții, cultură, filozofii, imaginații, fel și fel de lucruri de sorginte și de inspirație demonică. Duhul Sfânt a fost făgăduit de Domnul Hristos că ne va conduce în tot adevărul despre Tatăl. Acesta este adevărul, singurul adevăr. Dumnezeu este, eu sunt. Adevărul, așa spune cuvântul. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase date în susținerea sau în slujba neadevărului despre Dumnezeu. Rostind Tatăl minciunii, rostind această minciună prin instrumentele lui, produce o minune anumită ca să susțină ceea ce s-a întâmplat. Vă rog să urmăriți mai departe că în această luptă nu numai că nu suntem părăsiți, ci suntem împuterniciți de Dumnezeu. Suntem imunizați de prezența lui Dumnezeu să nu cădem sub puterea aceasta. Toate puterea Satanei, semne, puteri mincinoase, toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării însă. Pentru că n-au primit dragostea adevărului. E momentul să te rogi și să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu să ne dea dragoste pentru adevăr. Ajută-mă să urmez adevărul, indiferent unde mă conduce el, chiar dacă mă va conduce contra mea însumi și va demola tot ceea ce am zidit eu în viața mea prin faptul că se va dovedi că am zidit pe temelia aceasta de nisip sau am zidit materialele acelea. Trebuie să fim dezarmați în fața adevărului. Nimeni nu poate lupta împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr. De ce să nu cad zdrobit pe adevăr, ci să cadă adevărul peste mine să mă zdrobească? Cui folosește acest lucru? De aceea, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Dragostea adevărului este o expresie repede de zis, greu de trăit. Și mai mulți dintre oameni, așa cum am constatat personal, preferă să moară mințiți. Ei știu că sunt mințiți, dar refuză confruntarea cu adevărul. Nu vor să discute lucrurile acestea, pentru că aceasta ar însemna demolarea lucrurilor de nimic care au fost construite în viața noastră. El merge și taie, e securea înfiptă la rădăcina mândriei omului. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm pentru dragoste pentru adevăr. Nu dragoste pentru imaginea personală sau denominațională sau istorică, tradițională, dragoste pentru adevăr. Ajută-mă să iubesc adevărul, Doamne, chiar atunci când mă doare și mă ustură, cum nu se poate. Ajută-mă să iubesc adevărul. Dăm dragoste pentru adevăr. Acesta este antidotul amăgirii, nelegiuirii în care va cădea lumea întreagă. Din această pricină, pentru că omul refuză dragostea adevărului, știe că este mințit, vrea să moară mințit, știe că nu e adevărat ce face, continuă să facă lucrul acesta în neadevăr și vrea să... Din pricina aceasta, Dumnezeu îi dă ce cere. O lucrare de rătăcire cu privire la Dumnezeu și la adevărul despre El. O lucrare de rătăcire care îl face să creadă o minciună. De la Tatăl minciunii, care ori de câte ori vorbește, spune o minciună despre Dumnezeu. Și nenorocirea este că un om știe că este mințit, se lasă mințit și continuă în această viață. Toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, oamenii aceia se osândesc singuri, sunt condamnați. Acum cu privire la toți aceia care au rostit rugăciunea pentru dragostea adevărului, dăm dragostea adevărului chiar când ea va fi extrem de dureroasă. Nu, dă-mi acest lucru. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire,
în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Chiar cu câteva momente înainte am primit un mesaj despre încheierea unei operații într-un spital, operație care a fost foarte primejdioasă, totul a ieșit foarte bine și am scris repede un mesaj și am spus: primul lucru care trebuie făcut este să slăvim pe Dumnezeu și să-i mulțumim din adâncul sufletului. Fără el, cei mai pricepuți medici ar fi plâns acum. Am cunoscut cazul extrem de grav al unchiului care a operat nepoata lui, pe nepoata lui, și care era singura moștenitoare a familiei, moștenitoare a familiei lui. Dumnealui a operat-o într-o operație simplă din care nu s-a mai trezit niciodată. Și am scris acestei persoane: primul lucru pe care să-l faci, slăvește pe Dumnezeu în adâncul sufletului, mulțumește-i. Și asta face Pavel scriindu-ne în epistola către tesaloniceni: trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a aprins o lumină în întuneric și ne-a descoperit, ne-a dat drumul acesta spre cunoașterea adevărului. Iată la ce v-a chemat el prin Evanghelia noastră. Știți că la început am învățat împreună că răul întunecă mintea, neadevărul întunecă mintea unui om să nu vadă strălucind Evanghelia, și un om ajunge atât de convins de lucrul acesta încât nu rămâne nicio alternativă pentru el. Unul care se uită din exterior e uimit, nu vezi această posibilitate sau aceea. Omul nu mai vede decât un singur lucru și rămâne în el pentru totdeauna. Iată la ce v-a chemat el prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Slava lui este adevărul, este lumina despre Tatăl și despre Dumnezeu. Așadar, fraților, rămâneți tari, țineți învățăturile pe care le-ați primit, învățăturile care ne-au fost date în și prin viața Domnului nostru Iisus Hristos. Prin această viață, prin această învățătură, măsurăm orice altă învățătură, și dacă nu o regăsim în Hristos Iisus, ea nu vine de la El. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele lui, care ori de câte ori deschide gura, rostește o minciună cu privire la Dumnezeu. Vreți să împliniți lucrul acesta. Sigur, este o posibilitate și este o alegere. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă: rămâneți tari în învățătura pe care a dat-o El. Aceea este temelia așezată pe stâncă, nu pe nisipul părerilor omenești. Este această învățătură, este această lumină originată în Iisus, a adus El lucrul acesta, pentru că acesta este adevărul. Însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Îți mulțumim din suflet, Tată. Este atâta bunătate și frumusețe în Tine, Doamne. Doamne Iisuse, îți mulțumim că în lumina sângelui și jertfei Tale vedem adevărul despre Tatăl. Ne doare sufletul că a trebuit plătit acest preț, dar, Doamne, ce har este să cunoaștem adevărul despre Dumnezeu și făgăduința eliberării din întuneric. Veți cunoaște adevărul despre El, acesta mă va elibera. Fă, Doamne, ca această lucrare să se întâmple în viețile noastre, ale tuturor care vom asculta acest cuvânt vreodată, prin Domnul Iisus. Amin.